La bună revedere, prieteni, la momentul de poezie. Un moment un picuț mai întârziat, pentru că l-am pregătit ceva mai special după o zi cu totul și cu totul remarcabilă într-o călătorie prin Dobrogea. Deci, cumva, este o poezie care vine după o călătorie și, chiar dacă nu sunt poezii despre călătorie, bucuria mea de astăzi de a mă fi plimbat împreună cu un prieten drag, Gabi Lâlă, și cu un grup de oameni care iubesc poezia muntelui și poezia naturii. Sper că voi reuși acum, lecturându-vă ca de fiecare dată trei creatori de poezie, să vă readuc acolo unde suntem noi de fiecare dată, la înălțimea întâlnirilor noastre cu literatura, și sper că o să vă facă plăcere și coloana sonoră, tot baroc, și compozitorul este Johann Pachelbel, un compozitor din care am mai ascultat, dar nu acest tip de compoziție. Deci, așa cum știți, eu, Armanda Filipine, vă produc întâlnirea cu trei creatori și poezia scrisă de ei, în speranța că veți căuta cărțile acestor autori, că atunci când ne vom întâlni, vom ști să vorbim mai multe despre poezie. Și haideți să începem cu Marieta Rădoi Mihăiță, născută la Onești, este membra a filialei București Poezie a Uniunii Scriitorilor. Și din creația sa am găsit un poem care mi-a plăcut foarte mult în revista Urmuz de la Câmpina, o revistă pe care știți că o conduce și o îngrijește prietenul poet Florin Dochia. Revista este numărul 1-2 din 2018. Dacă dați căutare pe internet, veți găsi și alte poeme ale Marietei Rădoi Mihăiță, dar eu am să vă prezint acum următoarele versuri. De la o vreme, totul întârzie. Debitul apei, acceleratele stații, cu mama întoarsă dintr-un cer mișcător și alergătorii arbori cotiți de pe banda a doua. Soarele acesta, material exploziv, își întârzie dezamorsarea, succesiunea de fapte și târziul se mișcă în viteza creșterii unghiei. Trebuie să-mi rămână timp berechet să devin nevăzut. Iată autoarea noastră, Marieta Rădoi Mihăiță, cu un poem cu filozofie, aș spune, și cu durere, și știu eu, poate și cu speranța că undeva ceva din noi va rămâne și după ce nu vom mai fi. Și cu niște trimiteri la inginerie cu arborii cotiți, dar iată un poem foarte interesant care ne duce în cu tot o altă zonă decât lirismul care zicem noi că face deliciul poeziilor. Acum vă prezint secvențe dintr-o poezie care este mai lungă, a unui actor, Vasile Menzel, care este și poet, evident, este membru al filialei București Poezie a Uniunii Scriitorilor, dar este actor, domnia sa, și am găsit creații de-ale sale în revista Ieșeană Poezia, numărul din 2015, din primăvară. Și v-am zis, am să vă prezint o selecție dintr-un poem foarte spectaculos intitulat Destine.
Vasile Menzel. Curgeau caii din cer. Ajunși pe pământ, se transformau în cai putere, doritori de avere. Hapsânii îl introduceau în embleme ca Mercedes, Rolls-Royce, Audi, Ferrari, luptând să-și întreacă adversarii. Avarii de păduri, de copaci, ascundeau în scorburile lor droguri, țigarete. Toate aceste jivine vorbeau apărându-și prada la știri, la Animal Planet, la televizor. Cei lacomi vor dispărea undoi, în temniți luxoase, cei drept, iar cei mai sensibili, cu glonte în piept. Vasile Menzel, stimați prieteni, care este și actor, o poezie aparent despre cai. Aș zice că e despre toată lumea care are viață pe pământul acesta, nu doar despre cai. Și noi avem asemenea apucături ca aici în poezie. E, unii dintre noi, asta e. Dar să zicem că poezia face bine atunci când pune degetul pe niște răni pe care ne facem că nu le vedem de cele mai multe ori și știți că am dreptate. Da, în fine, să trecem și la poezie de dragoste, dragii mei, din creația unei timișorence născută în județul Bihor în 1973, Liana Sabău. Și din creația sa am să vă prezint ceva care este în antologia realizată de Marian Oprea și publicată în 2011, Poezi din Banat, cele mai frumoase poezii. Deci Liana Sabău, care este după soț Toma, dar semnează în continuare Liana Sabău volumele, poemul Vreme de Dragoste. Plouă mult în ultimele seri de vară, plouă frenetic. Pasiunea izbucnește ca un fulger, se strânește ca o rafală de vânt. Marile picături de apă se strivesc pocnind de lucruri, corpurile umede se susțin în ritmul insistent al ploii. Degetele pirotesc pe sânii plini, iar buzele sorb picurii de sudoare de pe tâmplă, ceafă, umăr. Sunetele ascuțite sunt acoperite de răpăitul nervos al stropilor. Carnea încinsă se răcorește. O picătură mai sclipește în noapte. Vara s-a dus. Vreme de dragoste. Cam tristuț finalul, dar frumoase exemplele, nu le mai repet, și imaginile, dar e o poezie de dragoste și ați văzut că uneori poezia de dragoste este decentă, delicată, alteori un pic mai pregnantă, spune așa lucruri mai serioase despre dragoste, dar înțelegem că se mai și duce din focul dragostei, nu? Da, noi trebuie să facem în așa fel încât să reușim să păstrăm măcar ideea de dragoste și să continuăm să sperăm că există această pasiune pentru toată lumea la un moment dat și cât mai fierbinte și mai adevărată. E, cam acesta a fost momentul de poezie. V-am postat pe pagina Facebook și imagini ale
autorilor pe care i-am lecturat, tot pe pagina mea Facebook. Una dintre ele aveți și fotografii de astăzi, dragii mei, să aveți și bucuria poeziei călătoriei. Îmi place teribil să spun asta, pentru că o călătorie cu pasiune și cu bucurie este o adevărată poezie, așa cum și poezia adevărată este o imensă bucurie. Ca de fiecare dată, vă spun noapte liniștită și vă dau întâlnire mâine la un nou moment de poezie, evident.